Începând cu data de 12 noiembrie, dosarul electronic de sănătate devine obligatoriu. Fiecare cetățean va avea înscrise în acest dosar consultațiile făcute atât de medicul de familie, cât și de ceilalți medici. Pe lângă consultații, aici vor fi specificate și tratamentele medicamentoase de care pacientul a beneficiat. Presupune că fiecare medic să transmită către acea platformă, bucățică de platformă a sistemului unic integrat, datele medicale, bilete de analiză eliberate, simptomatologie, antecedentele pacientului, alergii, grup sanguin, la fiecare consultație ce i s-a făcut, ce investigații, ce analize, ce rețete a primit, farmacia, laboratoarele, spitale. Deci toți furnizorii de servicii medicale aflați în relații cu casa de sănătate sau nu. Deci și cei care nu sunt în relații cu casa de sănătate vor fi obligați să transmită în dosarul electronic informațiile medicale. De asemenea, pacientul poate să scrie acolo antecedente declarate de pacient. Ce consideră el că ar mai fi avut în antecedente în afară de ce știe medicul. În urma prezentării la medic, pacientului i se va genera o parolă pe baza căreia el își va putea verifica dosarul și își va putea da acordul pentru ca medicul să înregistreze date. Și la prima prezentare la medic îi se generează o matrice cu o parolă, o matrice. Și el se duce acasă și în termen de 3 zile trebuie să-și genereze o parolă formată din 6 cifre. Pentru a accesa acest dosar este necesară semnătura digitală a medicului și cardul de sănătate. Acesta ar putea fi un instrument foarte important de lucru pentru medici și folositor pacienților, asta în cazul în care nu vor apărea aceleași hibe precum în cazul cardurilor de sănătate.